Noul șef al poliției Argeș recunoaște și a făcut două firme doar ca să-și cumpere o mașină și să recupereze TVA. Într-una din cele două societăți, polițistul a fost asociat cu ministrul de interne Carmen Dan, iar cea de-a doua a fost a soției lui. Cu o nonșalanță ieșită din comun, omul spune clar că a înființat firmele ca să fenteze statul, cu niciun alt scop. Dumneavoastră spuneți că firmele mele nu au funcționat din cauza managementului. Nu, nu au funcționat, s-ar spus, nu au funcționat pentru că n-au fost făcute să funcționeze. Pentru că n-au fost făcute să funcționeze. Nu a funcționat firma, vă spun încă o dată. Singura beneficiu a fost și la momentul respectiv. După firma aceea s-a cumpărat o mașină, mașina personală. Firma Way Storage SRL a fost înființată în anul 2012. Aportul social a fost de 500 de lei și a avut doi asociați cu părți egale, Tudor Pieleanu și Carmen Dan, cu care șeful IPJ Argeș spune că are o relație de prietenie. Parcursul carierei mele nu a început din momentul în care am cunoscut sau pe doamna Carmen Dan. Am avut o relație corectă cu dumneai, ne cunoaștem familiile. Asta v-am spus înainte ca dumneavoastră să ajungă funcționar public. Șeful IPJ a mai declarat că decizia de a înființa o firmă cu actualul ministru de interne a luat-o la o întâlnire a celor două familii. Suportul și solicitarea mea și la momentul respectiv a fost că ar fi bine să mă asociez cu cineva, chiar cu dumneavoastră, că discutam la acel moment cu familia, chiar cu soțul dumneavoastră. Și ideea a pornit tocmai de la acele discuții care într-o relație de prieteni între familii se mai întâmplă totodată. La câteva luni de la înființarea firmei, mandatul lui Carmen Dan ca administrator al societății a fost revocat, dar a rămas ca acționar. Locul ei a fost luat de soția șefului IPJ Argeș, Mariana Pieleanu. În 2014, treptat, firma a început să fie părăsită de cei trei. Prima care a plecat a fost Carmen Dan, chiar când a devenit prefect de Teleorman. În locul ei au venit alți doi asociați, Aurica Neagu și Mircea Iulian Lupescu. La vremea respectivă, acesta din urmă era subordonatul lui Carmen Dan și ocupa funcția de consilier superior la prefectura Teleorman. Tot atunci a renunțat la statutul de administrator și soția șefului IPJ Argeș. Câteva luni mai târziu, Pieleanu a părăsit și el firma, care a mai funcționat 2 ani, timp în care nu a înregistrat nicio activitate. În 2016, doi asociați rămași au cerut radierea societății. Tot atunci, Carmen Dan a intrat pentru prima dată în Parlament ca președinte al Comisiei Juridice de Numiri, Disciplină și Imunități.